Salutare internet! Este august și astăzi am revenit cu favoritele lunii iulie și eu zic să începem. Desigur veți observa acești frumoși ochelari care nu au ramă. I-am purtat și de 1 mai, nici nu știu dacă m-ați văzut în vreo poză cu ei, dar îmi plac foarte mult. Și sunt prima favorită a lunii, m-aș putea chiar să-i trec la favoritele lunii. În general, ochelarii. Am observat că au început să-mi placă foarte mult ochelarii și cum îmi stă cu ochelari. Și pe lângă ochelarii mei de vedere, câteodată îi mai port și pe aceștia, care sunt o ramă subțire aviator aurie. I-am cumpărat din H&M și pur și simplu le-am spart lentilele. Și acum arată așa. Sunt foarte drăguți, îi port pur și simplu ca un accesoriu. Arată bine în poze, arată bine în realitate, arată bine tot timpul și de ce nu. Bun, trecând de la ochelari la fond de ten, am un nou fond de ten care de fapt este foarte vechi și este pudra minerală de la Sephora în nuanța 30, pentru că sunt bronzată și de Doamne să fiu și mai bronzată de atât. Este o pudră minerală excelentă pentru un ten gras ca al meu. Presupun că știți că am tenul gras, absorbe sebumul, menține pielea destul de mată pe timpul zilei, nu se întinde, dacă este să dispară din unele locuri, fiind o pudră dispare, adică se difuzează foarte ușor, ceea ce îmi place, adică și dacă rămân fără fond de ten și se șterge machiajul, se șterge într-un mod în care nu este atât de vizibil, de asta îmi place foarte mult și vă recomand. Următorul produs este legat de skincare și este această cremă după plajă de la, era să zic de la L'Oreal, nu, este de la Gerovital Derma Plus. Și este pentru față și corp, ceea ce este nemaipomenit, pentru că nu-ți mai trebuie un produs separat pentru față. Pe același îl poți aplica și pe față. Este Dermato Cosmetic, pentru că noua gamă Derma Plus este, face parte din categoria de dermato cosmetice. Și de ce mi se pare o chestie atât de interesantă și wow? În primul rând, pentru că eu nu am mai folosit până acum creme de după plajă, pur și simplu mă duceam la plajă, mă dădeam cu SPF, mă întorceam acasă, făceam un duș și gata. Ceea ce nu era neapărat cel mai ok lucru din lume. Anul acesta am descoperit această cremă și toată vara am folosit-o. Acum că am zis toată vara, mi-am cam de clipul cum să te bronzezi toată vara, în care apare și crema asta. Și într-adevăr am folosit gama Gerovital și în special crema asta m-a impresionat, pentru că am observat că bronzul a rezistat mult mai mult timp, pielea nu, n-am mai simțit pielea strânsă, uscată după plajă, imediat pe plajă făceam un duș, mă dădeam cu crema și pielea era hidratată, fresh, aveam o senzație de răcoare, gelul este foarte răcoritor, este sub formă de gel, ceea ce îmi place că intră foarte repede în piele și cred eu că, sigur, la nivel celular, pielea este mult mai sănătoasă, tocmai pentru că am protejat-o și am hidratat-o după plajă și această cremă conține evident și ingrediente care ajută la regenerarea pielii, nu este doar hidratantă. Desigur, și o cremă hidratantă este nemaipomenită după plajă dacă nu aveți o cremă de după plajă cu ingrediente care să regenereze pielea, dar indicat, adică cel mai indicat ar fi să folosiți o cremă de tipul acesta. Și, sincer, este și accesibilă, își face treaba și e și un brand românesc. Go România! Pentru zilele în care nu sunt la plajă, am acest unt de corp de la The Body Shop în nuanța Virgin Mojito. Miroase a mojito, miroase a cocktail, este perfect pentru vara, mai apărut în favoritele lunii și apare în continuare pentru că se întinde foarte ușor, se aplică foarte repede, intră imediat în piele și miroase senzațional. Avem și un nou parfum. De data aceasta este de la The Body Shop în Italian Summer Fig. Jur că nu știu cum să descriu acest miros. Stați așa. Ok. Este dulce, dar ușor fructat, cu fresh. Ok, pentru că eu chiar nu mă pricep să descriu mirosuri, trebuie să vă zic că este ușor dulceag feminin, dar în același timp lejer și nu este deloc necăcios. Cred că e cea mai bună descriere pe care o pot da. Am și un ruj nou pe care l-am purtat aproape toată luna și este acesta de la Oriflame Giordani Gold. Este un roșu ușor smeură. Pe cameră nu cred că se vede chiar așa, nu sunt dată cu el acum, deși ar părea, poate că sunt dată cu el, dar nu sunt dată cu el. Dar l-ați văzut în foarte multe poze. Îmi place că este hidratant, este foarte pigmentat și e genul ăla de ruj care, deși e pigmentat și are o culoare foarte puternică, e foarte ușor de aplicat, adică nici nu știu cum, știți? Există genul ăla de ruj care, deși e un ruj roșu, îl aplicați imediat și arată perfect și dacă se șterge pe timpul zilei rămâne buza ușor pătată, nu trebuie neapărat reaplicat, doar un balsam de buze deasupra și e suficient, exact genul ăla de ruj. Și este nuanța Raspberry Blush și miroase interesant. Mirosul ăsta chiar nu pot să-l descriu, dar miroase interesant. Și acum am o favorită foarte interesantă și este vorba de acest aparat care se numește Steamengou. Este de la Philips și este un aparat de călcat vertical cu aburi. Sper că n-am greșit denumirea. Și nu e în funcțiune. Acest aparat, îi vom zice aparat, este făcut pentru materiale fine, de genul mătase, voal, mai spuneți voi materiale fine, că în afară de mătase și voal eu nu știu multe materiale fine, în fine. Și poți călca foarte ușor, vertical, evident, nu așa, vom călca așa, cu el orice tip sau rochii vaporoase, bluzițe, cămăși fine, eventual un costum super scump. L-am folosit și pentru materiale fine, și, adică rochițe vaporoase, pentru că evident am purtat foarte des rochițe vaporoase de genul acesta, care sunt dintr-un fel de, mă rog, asta e o copie de mătase, dar tot face cute repede și tot este destul de greu de călcat, mai ales pentru că cred că are și plastic în ea. Aburii sunt foarte fierbinți și n-ar fi bine să puneți mâna pe el, asta vă recomand. Și a intrat în favoritele lunii pentru că m-a salvat, purtând numai rochițe și bluzițe legere și maieuri. Mie nu-mi place să calc și oricum nu sunt cea mai talentată la călcat, mai bine dau cu mopul, gătesc, șterg praful, fac curățenie, fac cumpărăturile, plimb căței, orice, dar să nu calc. Nu îmi place să calc și mai ales când vine vorba de ceva foarte fin și foarte complicat de călcat. Hai, un tricou acolo, îl calc, nicio problemă, dar chestii fine care necesită atenție și să nu stai prea mult cu... Eu chiar sunt genul ăla de persoană care în momentul în care calcă mai scrie și pe Facebook și uită fierul pe materialul respectiv și vă dați seama ce s-ar întâmpla. Și în același timp trebuie să recunosc că eu l-am încercat și dincolo de materialele fine și am călcat și tricouri cu el, cămăși, am încercat la un moment dat acum la Untold și niște pantalonași al unei colege de cameră, avea nevoie, era toată disperată că i s-au mototolit pantalonii, eu aveam ăsta la mine și am zis, hei, cred că pot să te ajut. Și a funcționat perfect, erau toți, wow, vreau să-mi cumpăr și eu. Deci absolut toate fetele din cameră au vreau și eu unul. Și tocmai de aceea intră în favoritele lunii. E senzațional. Random favorites ar fi faptul că e cald și e vară și că m-am plimbat destul de mult în ultima lună, am fost la o grămadă de petreceri, am fost la mare, vreau să mai plec la mare. O altă favorită ar fi faptul că mi-am aplicat din nou gene false. N-a intrat la Beauty Favorites pentru că simțeam că nu am exact ce să vă arăt, adică nu știu să vă arăt produsul și atunci am zis Random Favorites, n-am rezistat. Mi-am aplicat din nou gene false, mi-aduc aminte acum la Untold, ca să vedeți cât de mișto sunt genele false. Ne-am trezit noi dimineața și toată lumea se plângea că avem niște fețe super obosite și eu am zis, da, noroc cu machiajul noi fetele. Și la un dat, nu mai știu, ori un băiat a zis chestia asta sau o fată? O fată îmi zice, ia, dă să văd cum te-ai machiat. Și zic, nu sunt machiată, știi că face serios, dar arăți mai pomenit, credeam că ai fost și te-ai machiat. Și am zis, nu, sunt genele. Și era, te urăsc. Pentru că toate fetele dimineața erau, aoleu, să-mi dau cu rimele, să-mi dau cu anticearcă, nu știu, îmi dădeam foarte puțin cu anticearcă în pudră și atât, eventual mă dădeam cu balsam de buze, pentru că nu aveam chef să-mi fac cine știe ce machiaj. Bun, acestea au fost toate favoritele lunii. Fiind vară și căldură, nu-mi place să-mi pun prea multe chestii pe mine și tocmai de aceea nu îmi place să folosesc prea multe produse, adică foarte multe creme sau farduri sau produse, nu știu, parfumuri, uleiuri, chestii Nu, nu e genul meu vara, pur și simplu îmi place să respire organismul, să respire părul, corpul, fața, tot. Nasul eventual. Sper că vi s-au părut interesante și o să încercați o parte din produse. Vreau să-mi spuneți dacă ați fost și voi la Untold. Eu am fost și a fost senzațional. Și vreau să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut. Nu știu, eu m-am simțit extraordinar și a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea și abia aștept 2016. Chiar abia aștept. Și ne vedem destul de curând cu un nou clip. Și cam atâta. Vă pup să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!